Uitați-vă. Avem o înălțime reglabilă. Coborăm aparatul, înălțimea lui. Și ridicăm. Furtunul are două cleme. Și un fel de mic tâmburuș care trebuie să intre micro-întrerupător. Ca să montăm ceva de pe aparat din fața lui, înălțimea trebuie să fie la maxim, ca să avem noi destul joc aici, spațiu, să ne putem mișca cum trebuie. Înclinat în jos, înclinația e de ceva de genul ăsta, da? Fixăm după bară, bara interioară, ținem presa către aparat și tragem piedica. Coborăm capacul și avem două țevi și un cot mobil, detașabil, da? Care putem să-l folosim în prima fază ca aspirator clasic. Putem să-l mutăm în celălalt capăt și aspirăm cu de tavan sau locuri mai puțin accesibile. În celălalt jumătate pentru a aspira peste mobilier sau sub el. Da? Și în prima fază folosim în poziția clasică cu prima perie din dotare, cea pentru paradosel. O să vă dați seama, e cea mai mare din pachetul de furtunțe perii, da? Cu rotițe și cu o mică perie pe mijlocul fantei de aspirare, exact în poziția asta. După care, ca să aspirăm suprafețele înalte, repet, mutăm cotul mobil la jumătate, țeavă în față, țeavă în spate, și avem a doua perie, care seamănă ca dimensiune cu prima, doar că e goală cu dinăuntru. Și putem aspira pereți tavan, da, tapeturi, piatele, perete, draperii, perdele, șarusele sau putem să o răsucim, să aspirăm peste mobilier, peste șifoniere, peste aerocondiționare. După care, avem o perie pentru suprafețe înguste, prin techetele în diner. În față se mai adaptează și o mică măstăceară sau perie, cum rezonanță să o numim, pentru curățarea spațiilor ce în canalele de la geamurile de termopan, care devin evident, praful devine pământos în timp. Se scoate și restul de suprafețe se aspiră așa. Perie pentru animale sau blănuri, da. Aici avem o perie făcută special din păr natural de cămilă, pentru tot ce înseamnă parte de mobilier, gadgeturi, biblioteci, rafturi, tastaturi, apăjuri, efectiv orice. Nu zgârie, nu lasă urme, nu reține praf. Și două perii pentru tapiserie. Una mai obișnuită, care doar aspiră. Și una puțin mai specială, pe care evident putem să o folosim și la stofă, la haine, la plușă, la paltoane, efectiv orice, prosoape, perne. Are și o vibrație și o scurtă pulsație care îi permite să agite praful din interior, să aspire în profunzimea materialului textil. Ok? Am terminat partea de furtun și țevi de aspirat. O chestie foarte mișto pe care și noastră ați optat pentru dânsa. Pe sistemul de șlefuire. Care și vibrează, adică. Și putem să-l folosim în diverse moduri. Prima dată, evident, ca șlefuitor. Și se ține tot tipul carcasă pe el, când e folosit ca șlefuitor. Când îl folosim pe parte de curăța calcar sau grăsime cu această parte abrazivă a buretului, ca a buretului de vase, da? Baie bucătărie, evident. Scoatem carcasa. Și asta, practic, e făcută pentru luciu sau un fel de polici. Da? La fel, scoatem carcasa. Și buretele, acesta, mini burețelul ăsta de minim masaj. După care, eu aici am adaptat un dispozitiv pe care noi îl folosim la prezentări, o mare sac. Răsucire către exterior să scoatem. Scoatem furtunul din fața aspiratorului și îl montăm în locul sacului. Are un semn, da? Semn în drept la semn, după care răsucim până face clic. În față, adaptăm o mini sită, că altfel nu pornește aspiratorul, și practic e compresor.
transformat într-un compresor cu care putem umfla diverse obiecte de plajă. În primul rând, putem sufla praful din undeva, loc greu accesibil, calorifer, unitate de calculator, sau mai putem face cu el propsi, pulveriza, stropi flori copaci, nu știu, diverse chestii, sufla frunze, dar o chestie foarte mișto pe care o are, atât practic îi punem această sită în față, putem pune lichid aici, dau un exemplu veniș, transform lichidul în spumă, da? E practic o preespumare pentru stofă, textile sau diverse chestii, material calizat, da? Am terminat și cu partea de compresor. Avem practic periavătător pentru saltele de pat și covoare. La fel ca și furtunul, are două cleme. Da? Înclinația, clemele vin de data asta pe bara exterioară, da? Care e puțin mai îngustă. Și se montează în felul următor. Tot timpul roșu pe roșu, așa se montează și așa se demontează. Înseamnă că el practic are o curea agățată aici de un cârlic sau un melc, cum, depinde cum îl numesc oamenii. Înclinat, evident, fixăm pe bară, el practic stă fixat acum. Eu dacă împing, peria nu cade, doar apropii și trag piedica ca să stea fixă. Din roșu pe roșu, ca să funcționeze, o ducem verde pe verde. Acum înseamnă că perierea și bătaia practic funcționează. Și ca să vă demonstrez cum se face acest lucru, să nu încurcăm. Practic, el funcționează și în momentul ăsta. Doar că nu bate și nu se întâmplă nimic, doar aspiră. Aici are un LED care ne tensionează când peria funcționează corespunzător. Eu dacă îi dau drumul și el e roșu pe roșu, LED-ul din partea dreapta periei nu se aprinde. O aduc verde pe verde. Curea un cade pe ax. Și acum așa. Înălțimea reglabilă e făcută doar pentru peria asta și doar pentru spălat de covoare și pardosele. Dacă o țin la maxim sus, se aude gol și o cobor treaptă cu treaptă în funcție de suprafața pe care o aspir până când se aude înfundat sau plin. Atât, nu cobor mai jos pentru că aerul nu mai circulă și automatic tăiem orice șansă aspiratorului de mai aspira corect. Gata. Avem sistemul de spălat pardosel și covoare. Se montează exact ca și peria bătător. Roșu pe roșu. Înclinația trebuie să fie ceva de genul ăsta. Poc, fixăm pe bara. Tragem piedica. Din roșu pe roșu, răsucim să vină verde pe verde. Coborăm capacul protector. Avem aici o tăviță în care practic se adună toate chestiile după spălare. Un recipient unde se pune soluție. Da? Are un semn. Semn întreg la semn. Poc. După care împingem până face click. Și ultima piesă de legătură e acest cot. Da. Care e maleabil. Prima dată în peria din față. Răsucim să vină să facă legătura și cu vasul de soluție. Avem trei module aici. Off, hard floor și carpet. L-am dat pe carpet. De data asta speria se coboară aproape de tot jos. Coborăm de tot jos și ridicăm o singură treaptă ca să aibă loc spuma să iasă. Da? După care împrăștiem spuma pe tot covorul. Evident, într-un singur sens, nu mai multe,
începe dintr-un capăt, termină în celălalt. Lăsăm spuma să acționeze. Închidem modulul, îl dăm pe off. Coborâm peria de pe jos. Și periem și aspirăm din nou. Ok? Cu aceeași perie. După care, terminăm de aspirat, ridicăm de tot. Prima dată, evident, scoatem cotul. Și în funcție de caz, tăbița unde se adune tot. Recipientul de soluție. Și peria din față. Tot ce e plastic se spală, cu excepția acestei perii. Are rulmenți pe ambele capete. Dacă intră foarte multă apă aici, se gripează, se blochează și nu mai merge. Ok? Asta nu se spală, doar se șterge. Ok? Bun, atât. Nu vă spărați, dar m-am obosit rău de tot. E un chin. Punem un filtru curat. Și nu o suprafață asta care a fost aspirată temeinic. Cu roventa. Stați acolo. Și când vă zic eu să o pingeți în frig. Ați-l cu mână cu topul capul. E nou. Mai jos, mânerul. Pe ca să vă vină.